Potrivit datelor furnizate de serviciul înmatriculării auto, în primele 7 luni ale anului în curs în județul nostru au fost înmatriculate doar 575 de autovehicule noi. Pe linia de înmatriculări se constată o creștere a numărului de autovehicule înmatriculate față de anii precedenți. Asistăm astfel la o creștere cu aproximativ 10.000 de unități pe an. Astfel, la 31.07.2012 au fost raportate un număr de 180.482 de autovehicule, ajungând la un număr de 190.229 autovehicule la 31.07.2013. Totodată a crescut numărul matriculărilor second hand din aceste aproximativ 10.000 de unități cu care a fost această creștere. Doar, atenție, numai 575 de autovehicule sunt noi, restul piața de second hand. De asemenea, în județul Argeș a crescut și numărul autorizațiilor provizorii de circulație. O tendință sesizată este cea a creștere numărul de autorizații provizorii emise, de la 11.536 în 2012 la 13.704 în 2013. Această creștere datorându-se formulării de acțiuni în instanță a solicitanților de înmatriculare, în sensul că aceștia solicită instanței să oblige serviciu public regim permise de conducere și înmatriculare vehicule să emită autorizație provizorie de circulație până la soluționarea pe fond a litigiului, acest litigiu însemnând practic înmatricularea fără plata taxei auto.